Acțiunea jandarmilor a debutat cu prezentarea unor clipuri despre tentațiile adolescenților. Astfel, liceenii au putut vedea comportamentul unui adolescent disciplinat cu o viață socială sănătoasă, comparativ cu activitățile și anturajul dăunătoare ale unui alt adolescent care l-au dus într-un final la pierderea libertății. Liceenii de la Tudor Vianu au avut parte pe timpul acțiunii organizate de jandarmi și de o demonstrație inedită. Cu ajutorul unei truse folosite de criminaliști, elevii au văzut cum pot fi prelevate amprente sau alte probe de la locul unde s-a săvârșit o infracțiune, dar au învățat că oricât s-ar ascunde după comiterea unei fapte ilegale, într-un final tot vor ajunge să răspundă în fața legii. Față specială, care are două folii de protecție, iar între cele două folii de protecție o substanță gelatinoasă, un fel de gel. Da? Înlăturăm una dintre foliile de protecție, aplicăm obiectul pe zona amprentelor, aderă amprenta la suprafața lipicioasă gelatinoasă, după care le prelevăm și venim cu folia de protecție peste pentru a rămâne nealterate. Acțiunile jandarmeriei care se desfășoară sub motoul Respectă și vei fi respectat au scopul de a familiariza elevii cu legislația în vigoare și cu prevederile codului penal, fiindu-le explicate situații conflictuale și modul în care pot preveni și combate actele de violență în incinta școlii sau pe stradă. Pentru că noi avem încheiat un parteneriat educațional cu instituția dumneavoastră, care se desfășoară sub motoul Respectă și vei fi respectat, vă invităm încă de acum la acțiunea Ziua Porților Deschise, care va avea loc pe data de 18 aprilie, prima zi din săptămâna școală altfel. Pentru creșterea gradului de siguranță și promovarea unui comportament civilizat în rândul elevilor, Jandarmeria Giurgiu a încheiat parteneriate educaționale cu liceele teoretice Tudor Vianu și Nicolae Cartojan, Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu și Liceul Tehnologic.